bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Vă spune Dumitru Dragon de aici, din studioul Oltenița News TV. Din nou l-avem invitat pe colaboratorul nostru, domnul profesor Nicolae Mavrodin, care astăzi ne va prezenta un nou autor. Despre ce este vorba, domnule profesor? Este vorba, domnule Mitică Dragon, despre doamna Virginia Vini Popescu, o femeie din Alexandria, care este un intelectual notoriu, fiind doctor în fizică, dar cochetează și cu poezia. Asta m-a impresionat mult când am fost cu Cenaclul Literar acolo, într-un schimb de experiență la Alexandria. Ne puteți citi una din creațiile domniei sale? Da, iată, chiar în volumul pe care dumneavoastră ni l-a trimis și mie și dumneavoastră, are o poezie intitulată Mama, Univers de Dor. Vă rog. Mama, Univers de Dor, rădăcina mea cea mare, mă străpunge un fior când spun mamă și mă doare. Galaxia mi se închide dacă nu mă lași ca dor, tu mă lași ca dor, nu ceda morții perfide, fiindcă mamele nu mor. Fă tu, Doamne, o minune, ca toți fiii și nepoții lângă ea să se adune și să ia din gheara morții. Pentru faptele ei bune, să faci, Doamne, din vis floare, să rămână în astă lume o mamă nemuritoare. E adevărat, mamele devin nemuritoare pentru copii, pentru nepoți, pentru cei care o cunosc și o iubesc. Ce ne mai puteți spune despre domnia asta? Sau oamenii din creația literară? Din creația literară pot spune că dânsa, într-adevăr, scrie frumos, cu multă sensibilitate, atât poezie trăită, cu suflet, dar și poezie patriotică, pentru că pentru dumnea ei, mai ales că are o vârstă, a trecut de 60 de ani și bineînțeles că are nostalgia trecutului istoric, nostalgia frumuseților acestei țări mănoase, numită Grădina Maicii Domnului. Puteți exemplifica cu ceva din creația sa? Da, din creația doamnei Vini Popescu pot să vă mai citesc câte ceva. Este vorba de o poezie pe care dânsa a mai publicat-o și în alte antologii, atât de poezie cât și de proză, și care, bineînțeles că este în primă audiție acum pentru dumneavoastră. Despre ce poezie este vorba? Este vorba de o poezie pe care am mai dat-o pe posturile noastre mai de mult și care se dedică plângând Balcicul. Este vorba de Regina Maria, care a fost înmormântată la Balcic, acolo i s-a dus inima și inima ei a rămas acolo până când a fost readusă în spațiul românesc după retrocedarea cadrilaterului. Iată ce spune dumneai: cu pioșenie îi dedic poezia plângând Balcicul. Iubirea ei nu va apune, soarele ei mereu răsare, simbol de patrie rămâne o inimă nemuritoare. Secunda-i vieții se aude de la plecarea în veșnicie și rezonanța ei ascunde multe tristeți și bucurie. O plânge Balcicul și țara și plângem noi și nemurirea să-i ușurăm în veci povara pentru că ea ne-a dat unirea. Tu, născătoare de Hristos, i-ai oferit numele sfânt reginei noastre spre frumos să-l folosească pe pământ. De fapt, nostalgia aceasta a patriei, a lucrurile acesta patriotic este în permanență în viziunea doamnei Vini Popescu. Ce aș putea să mai spun despre dânsa? Că este membră a Societății Europene de Fizică, care este un lucru deosebit, mai ales că sunt puțini oameni, doctori în fizică, cum este dumneai, care este și membra unei societăți europene. De asemenea, doamna Vini Popescu a îndeplinit și funcția de inspector școlar județean de fizică în perioada înainte de pensionare, pentru că dânsa actualmente este pensionară, având vârsta de 67 de ani. Iată, este un lucru pe care eu l-am făcut, deși doamnele își cam ascund vârstele, pentru că pe o femeie nu trebuie să o întreb ce vârstă are. Totuși, dumneavoastră este sincer și spune, domnule, asta e vârsta mea și n-are rost să mi-o ascund. Ce aș mai putea să spun despre doamna Vini Popescu? Iată, în patru versuri, cum definește dânsa poezia, care este un templu al creației.
un gând nebun de nopți pustii, adesea zborul lui îmi spune să las avere la copii templul frumos ce se impune. De asemenea, mai spune dânsa într-o altă poezioară, pe vechi coloane de granit rămâne falnic templul lor al celor care au plătit pentru un neam nemuritor. Aici se vede iar, știu eu, glasul dânsei și acest sentiment al dragostei față de țară, de popor și de toate frumusețile acestei țări mănoase. Am să vă rog, domnule profesor, să arătați coperțile volumului și față și versul spre cameră, cât mai aproape de cameră, așa, imagini din holograma gândurilor, Virginia Vini Popescu și verso. Și verso, iată chipul dânsei și câteva cuvinte pe care v-am rugat să faceți acest lucru pentru cei care ar dori să cumpere această carte sau să o procure. Cred că e de ajuns, domnul profesor, a face rost de acest volum. Cei care doresc îi se pot adresa pe pagina de Facebook pentru a putea procura acest lucru. Da. De fapt, în cartea aceasta, imagini din holograma gândurilor, sunt o serie de oameni care au cunoscut-o, oameni de cultură, editori, prieteni de scris, de condei. Tocmai pentru că care... acel volum, asta vreau să spun și să precizați, conține lucruri spuse despre creația domniei sale de toți cei care au luat la cunoștință ceea ce domnia sa scrie. Da, bineînțeles. Și multe personalități, mulți scriitori, sigur, unii mai cunoscuți, unii mai puțin cunoscuți, dar toți cu bune intenții referitoare la creația literară a doamnei Vini. Da. De fapt, cartea este, domnul Dragon, prefațată de mai mulți creatori care au cunoscut-o și chiar critici de marcă. Una dintre ele este o doamnă care locuiește în Canada și care i-a făcut o prezentare aici destul de frumoasă și destul de lungă. Doamna respectivă locuiește în Canada, dar este de fapt din zona Alexandriei, însă stabilită în Canada de mai mulți ani. Bine, sunt mulți acolo Este vorba de Elena Buică Buni. Da, Elena Buică Buni. De asemenea, capitolul 1 cuprinde gânduri mărturisite. Mărturisite de cei care au cunoscut-o pe Virginia Vini Popescu, care i-au citit creația literară, i-au citit gândurile sale și care au scris despre dumneai. Iată, și eu, de fapt, i-am făcut o, să zic, postfață aici, doamnei Virginia Vini Popescu. Sunt aici la postfața pe care i-am făcut-o. I-am spus că dumneai scrie foarte frumos, simțit, deși este profesor de fizică și, în general, profesorii de alte specialități nu au acest har de a scrie versuri. Iată că dânsa scrie. Bine, sunt exemple în literatura română, de exemplu, Ion Barbu a fost matematician, Dan Barbilian, și a scris, bineînțeles, volume de poezii, după Melci, așa. Iată ce am zis eu, fizicianul poet și poetul fizician. Se zice că românul s-a născut poet și acest lucru nu este o vorbă în vânt, ci o realitate de necontestat. Poezia este un fel delicat de a extrage din cuvânt seva melodică. Ea trebuie să fie un rit care se oficiază râzând sau plângând. Gândindu-mă la cele spuse mai sus, îmi apare în față a ochilor un volum de poezie cu un titlu incitant și galactic, Între porți de univers. Volumul aparține fizicianului poet Virginia Vini Popescu. Profesia și doctoratul în fizică nu se dezmint. Primul poem inclus în această carte, Între porți de univers, ne definește omul și creatorul de frumos. Între porți de univers, timpul este diferit, mersul are doar un sens, poate fi oricând vorbit. Un triunghi apare în fața al bermudelor, firește, viața intră în altă viață, urmă încet îi se topește. Alte guri înghit în grabă, orice formă de trecut, universul are treabă, pleacă în necunoscut. Mă gândesc la acele găuri negre din spațiul infinit care pot înghiți un pământ cu vârsta unui miel neînțărcat în comparație cu universul. Virginia Vini Popescu ne poartă prin fizica astrală cu Pegasul său înaripat,
coborându-ne apoi până pătrundem în particula lui Dumnezeu. Din greu, sub munte la Geneva, materia se descifrează, se naște iar Adam și Eva, Big Bang-ul se încurajează. Poeta ne poartă prin meandrele fizicii, ale lacrimilor scurse din cer, spre a ne aduce pe căile realității cotidiene. Alteori, Virginia Vinii Popescu, cu puterea unei clipe, ne conduce prin zariștea unui gând care întrece în viteză pe cea a luminii. O idee rătăcită umple golul dintre noi, într-o lume retrăită, gândul vede cifra 2. Amintirile senine în lumină stau la rând, întrevăd un dor de tine prin zariștea unui gând. Pentru Virginia Vinii Popescu, mama este ființa sacră. Fiind în ton cu titlul cărții și cu profesia de fizician, o numește pe cea dătătoare de viață Univers de Dor. V-am citit, de fapt, o strofă din această poezie anterior. Am înțeles. Domnule Rozor, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru prezentarea acestui volum despre doamna Popescu Virginia Vinii din Alexandria. Și îi transmitem pe această cale multe salutări și așteptăm și în continuare de la domnia sa și alte volume pentru, de ce nu, a încercat să le prezentăm și în alte emisiuni. Mulțumesc și eu pentru oportunitatea aceasta de a face o emisiune despre această doamnă, care este într-adevăr și o creatoare profundă și destul de bine intenționată din punct de vedere creativ.